Astăzi, pe 15 iunie 2021, se împlinesc 132 de ani de la plecarea marelui poet român Mihai Eminescu. Din păcate, moartea sa e învăluită în mister și de-a lungul timpului au existat mai multe variante legate de boala care a dus la deces. Cauza decesului și afecțiunea de care suferea poetul Mihai Eminescu au rămas timp de mai bine de un secol un mister și o sursă inepuizabilă de teorii și polemici. Secvențele ce vor urma sunt din filmul românesc Un bulgăre de humă, o poveste între Eminescu și Creangă ecranizată. Îmi place să cred că Adrian Pintea i-a intuit sufletul lui Eminescu modul de a vorbi, gestica sau frazare. Bine, măcar că am reușit să ne deșteptăm la prânz ca boieri cei mari, ca aristocrați. Ești dintre aceia și nu știi? Vai de mine, cine a spus asta? Schopenhauer. Ai stați prieten de suflet că mai când vine să-l cred. Există trei aristocrații. A nașterii și a rangului, doi a banilor, nu e cazul nostru, și trei a spiritului. Ce zici de ultima? Mintea mea cea proastă însă așa după ureche. Vorba spirit nu prea se împerechează cu vorba aristocrat. De ce? Nu sună bine românește, poate nemțește. Și mai spune acest prieten al sufletului meu că fiecare din aceste aristocrații este împrejmuită de armata pizmuitori. Bădie, încep să vii acasă. Pizmuitor, da, merge cu aristocrat, dar vorba spirit nu sună bine. Dar stai că ne lămurește tica. Pe data de 15 iunie 1889, în Casa de Sănătate, sau mai bine zis, sanatoriul de boli mentale al doctorului Șuțu, situat pe strada Plantelor din municipiul București, la ora 4 dimineața, poetul Mihai Eminescu se stingea pe un pat metalic, la vârsta de 39 de ani. Ultima dorință a geniului care scrisese atâtea poezii și editoriale în ziarul Timpul a fost un banal pahar cu lapte pe care medicul de serviciu îl strecurase prin vizeta metalică a celulei în care și-a petrecut ultimele ore din viață. I-ar fi șoptit celui care i-a făcut această favoare că sunt năruit. A doua zi, pe 16 iunie, a fost constatat decesul, iar medicii Șuțu și Petrescu fac formele legale și pregătesc un raport oficial destul de ambigu, din care nu reiese clar cauza morții poetului. De altfel, aceștia semnalează doar simptomele unei tulburări psihice, nu și fizice. Mai mult decât atât, la autopsia efectuată de doctorul Tomescu și mai apoi de Marinescu de la laboratorul Babeș, creierul nu a putut fi studiat, fiind uitat de o asistentă cu neglijență pe o fereastră deschisă unde s-a descompus rapid. Este depus apoi în prealabil la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou din București, pe un catafalc împodobit cu ramuri de tei. În jurul sicriului, coroane din partea Academiei Române și a prietenilor și mesaje. După ora 17 a urmat înmormântarea descrisă de Titu Maiorescu într-o scrisoare trimisă Emiliei Hempel, sora sa. Coșciugul deschis al lui Mihai Eminescu era încins cu crengi de tei în amintirea poeziilor lui parfumate. Era vremea acoperită la cimitirul Belu, liniștită, nu vânt, nu zgomot, câteva picături de ploaie, vreo 5 minute, apoi iar bine. Cortegiul a pornit din biserică pe la 6 ore, iar sosit la cimitir pe la 7. Din întâmplare e un mare copac de tei în apropiere. Odată cu înmormântarea lui Eminescu în cimitirul Belu a fost îngropat și misterul morții sale. Pe parcursul a 126 de ani, specialiștii din diferite domenii, dar mai ales medical, au încercat să-i pună lui Eminescu un diagnostic clar și să stabilească cu exactitate cauza morții sale. În privința cauzelor morții lui Eminescu se numără trei teorii importante. Există o ipoteză a nebunului ucigaș, există o altă teorie a endocarditei, un alt diagnostic greșit dat lui Eminescu și un verdict final că Eminescu a fost victima unui caz de malpraxis. Specialiști contemporani, în primul rând medici care s-au ocupat de cazul Eminescu, resping însă ambele ipoteze privind cauza morții poetului. Iar în urma ultimelor cercetări și prin prisma ultimelor descoperiri din domeniul neurologiei și psihiatriei, specialiștii au dat un verdict final în cazul lui Mihai Eminescu.
Poetul se pare că a murit în urma unui stop cardiorespirator provocat de o intoxicație cu mercur. Cu alte cuvinte, Eminescu a fost o victimă a sistemului medical românesc din secolul al XIX-lea și mai ales a unor medici care l-au diagnosticat și tratat greșit. În primul rând, Eminescu a fost diagnosticat încă din 1886 de doctorul Bogdan de la Iași drept sifilitic, paralitic și în pragul demenței din cauza abuzului de alcool și a gomelor sifilitice apărute pe creier. Același diagnostic îl primește și de la doctorul Panait Zosin, care l-a consultat pe Eminescu pe 6 noiembrie 1886, scriind despre Eminescu că suferă de o alienație mentală, provocată de sifilis și agravată de alcool. Însă neuropatologul Ovidiu Vuia, care a studiat în amănunt fișele de observație, simptomele și toate rapoartele medico-legale în cazul lui Eminescu, precizează clar, Eminescu nu a avut sifilis. El spune în felul următor: concluziile mele ca medic, neuropsihiatru, cercetător științific sunt cât se poate de clare. Eminescu nu a suferit de sifilis și nu a avut o demență paralitică. Publicând asta într-un articol de specialitate în New York în anul 1987, a fost diagnosticat greșit, adaugă același neuropatolog în studiul său dedicat lui Eminescu. Din 1883, de la primele crize și comportamente deviante ale lui Eminescu și până în 1886, poetul a fost tratat în Austria și Italia de specialiști care au reușit să-l pună pe picioare, după cum mărturisea prietenul bun al poetului, Ioan Slavici. În 1886, suferă de o cădere nervoasă și ajunge pe mâna medicilor români, în special Iulian Bogdan și Panait Zosin. Imediat diagnosticat cu sifilis, după ce poetul trece prin calvarul de la Mănăstirea Neamțului, unde era ospiciu de boli nervoase și unde este bătut cu frânghie udă și scufundat în butoaie, se trece apoi la tratamentul cu mercur. Întâi frecții la Botoșani aplicate de medicul Ițac și mai apoi la București, la sanatoriul medicului Șuțu, unde este și injectat cu mercur. Eminescu este cu certitudine ucis din cauza intoxicării greșite cu mercur de către medicii din acea perioadă. Tot această intoxicație cu mercur i-a provocat un stop cardiorespirator, care a fost și cauza morții poetului. Cu alte cuvinte, Mihai Eminescu a fost victima unui caz de malpraxis. Fiind diagnosticat greșit, fiindu-i administrat un tratament neadecvat, provocându-i un stop cardiorespirator și în cele din urmă decesul. Pe scurt, Eminescu a fost omorât prin intoxicare cu mercur de un grup de medici incompetenți. Profesorul dr. Irinel Popescu sublinia de altfel că mercurul era deja interzis ca și tratament al sifilisului în Europa de Vest în secolul al XIX-lea, tocmai din cauza efectelor sale adverse. Cauza morții poetului e clară pentru medicii de azi. Ei arată și că poetul a ajuns în sanatoriile unde a fost diagnosticat greșit din cauza unor tulburări psihice necunoscute atât de bine în perioada respectivă. E vorba de tulburarea bipolară sau stări alternante de mânie și depresie apărute pentru prima dată în 1883. E interesant și frumos de spus ce s-a găsit în buzunarul de la haina pe care Eminescu o purta când a murit. Imediat după moartea sa, Eminescu a fost dus la autopsie, iar în halatul acestuia a fost găsit un carnețel cu ultimele sale poezii. A scris până la finalul vieții sale. Sunt creații fără titlu, necunoscute, nepublicate mult timp în volumele dedicate operei eminesciene. Deși mulți spuneau că Eminescu nu a mai putut crea poezii din cauza bolii de care suferea, adevărul a fost altul. Bipolaritatea nu-i afecta capacitatea de a scrie, ba chiar mai mult în perioadele de depresie devenea și mai inspirat. Ultima poezie a lui Mihai Eminescu a fost publicată de Ilie Deleanu în revista Fântâna Blanduziei. Creația literară se numește Stelele în cer, titlul fiindu-i adăugat de redactor după primul vers. Conform admiratorilor săi, poezia a fost scrisă cu o oră înainte de moartea sa și se poate citi sentimentul clipei finale simțite de Eminescu. Pentru sindromul bipolar al lui Eminescu există probe directe și probe indirecte, printre care opinia unor psihiatri de renume că patologia domină scriitorii cu probleme psihice, iar creativitatea artistică poate fi asociată cu bipolaritatea. Eminescu a trăit la o intensitate peste conștiința înțelegerii noastre de azi și de atunci, încât un moment dat revolta față de ceea ce se întâmpla în jurul lui în societate și a spus cuvântul în mintea și sufletul lui.
A luptat cu morile de vânt și cu troglodiții. Și pe deasupra erau și dezamăgirile, era și munca cumplită de la ziarul Timpul. Ținea aproape de unul singur un ziar în spate, a precizat Coșereanu. Neuropatologul Ovidiu Vuia spune că și din punct de vedere medical munca susținută, dar și dezamăgirile din viața de zi cu zi, ca și greutățile materiale, l-au îmbolnăvit în cele din urmă. Înainte de a face criza, obosit și depresiv, avea fenomene provocate de munca susținută și grea de ziarist la Timpul. Povestea lui Eminescu poate s-a încheiat extrem de subit și nedrept pentru ce a făcut el. Dar datorită faptului că a lăsat un testament pe care și astăzi îl putem citi, opera sa, va trăi de-a pururi în inimile oricărui român care îl va citi.